Bună dimineața! Vă salută Lucian de pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Ia uitați! O zic ca lacrima, un avion pe cer. Pare destul de friguroasă, ia să vedem apa. Destul de înghețată. Da? Uitați niște vaci. Acolo care pască. Mamă, dar ce-or fi mâncând? Totuși e frig, e brumă. Așteptam de mult această zi frumoasă. Și ieri am avut 14 grade, dar a adiat puțin vântul. Astăzi nu adie vântul deloc. De ce aștept această zi? Ca să vedem ce face puietul din stupișorii noștri. E normal. Ia să vedem ce avem aici. Nu e de speriat. Minus 5,3 exterioară, 5,5 sus, 31,1 în ghem, în stare puiet și minus 5,3. Curios sunt să vedem ce a făcut cu puietul. Sincer vă spun. Scrieți-mi acolo ce credeți, da, privitor la acest tup, ce au făcut cu puietul. Ia să vedem. Acela a fost pat rece fund antivaroa, pat cal fund plin, 9,8 sus, 25,6 pe ghem și -2,7 pe fundul stupului. Da? Ia uitați-vă ceea ce vă spun, diferențe. Celălalt a avut într-adevăr -5, ăsta are -2,7. Deci clar că nici pe fundul stupilor cu fundul plin nu e o temperatură prea plăcută. Ia să trecem la patca, fund antivaroa. 8,6. Sus 34,5 și -4,9. Wow. Și acum surpriza surprizelor, de ce mi-am dat seama că și în lada mea a început activitatea. Așa cum ați văzut, vineri senzorul nu a funcționat, cred că intră apă la el sau a intrat apă la el. Și vorba lui coleg, când îngheață să apa aia îngheață se contractă și atunci circuitele funcționează. Se pare că la lada mea funcționează numai când vrea ea. Ia-i da, să vedem. Ia uitați, la folie, 7,5. E, da uitați aici, 30,4. Vedeți? Eu v-am spus că acesta se pregătește de scandal și asta a și făcut. -2,6, da? Deci... Totuși sunt temperaturile negative pe fundul stupilor. Asta am încercat să vă spun, că indiferent, adică nu chiar indiferente, dar temperatura pe fundul stupilor, fie e plin, fie e antivaroa, când temperatura este negativă, depășește -3 grade, da? De la 3 grade încolo, -3, -4, -5, -10, automat temperaturile pe fundul stupilor, fie e plin, fie e cu fund antivaroa, este negativă, da? Și acum ne întrebăm cărui fapti se datorează acest lucru. Foarte simplu. Da? Toți, da? Când v-am întrebat, toți a spus că dioxidul de carbon coboară în jos și etc. etc. Păi vă spun eu că dioxidul de carbon nu coboară în jos, pentru că dacă ar coborâ în jos, ar coborâ cu tot cu căldură. Și el urcă sus, din păcate. Dar albina coboară jos în momentul în care dioxidul de carbon e sus, albina coboară jos, pentru că așa e treaba. Coboară jos după oxigen. Da. Acum, aici sunt multe dispute, da? Mulți nu țin cont de ceea ce face albina în momentul în care constată care, să spun așa, un surplus de dioxid în ladă. Da? Mulți nu știu chestia asta, ce face albina, cum începe să dea din aripi, cum face circuitul. Da? Mai studiați și voi, mai ăsta, da? Oricum o să aud iară discuții privitor la acest comentariu, da? Nu mă interesează. Ceea ce mă interesează pe mine dimineața asta, să-mi spuneți, da? Pentru că am văzut că sunt mulți cunoscători, le apreciez sincer celor care mi-au răspuns, da? De ce a murit acel stup. Mulțumesc și celor care mă promovează intens, stimă și respect pentru ei. Mulțumesc celor care au decis să devină abonați pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Sper să nu-i dezamăgesc și nu să nu-i dezamăgesc pe ei, ci să nu mă dezamăgesc pe mine. În sensul să pot să arăt un an top, așa cum sunt eu învățat cu ani,
sper să fiu pregătit pentru acest an, cum am fost pregătit și pentru ceilalți, și la urmă să putem trage linia și să spunem așa, da. Da. Vă spun din start, pe mine nu mă interesează, da, să dau greș, pentru că este vorba de viața mea, este vorba de câștigurile mele, este business-ul meu, da, dar nimeni nu este infailibil, nici eu, chiar dacă am atâția zeci de ani de experiență în spate, asta nu înseamnă că nu pot greși, da. Diferența este între a greși și a nu recunoaște că greșești, este o diferență foarte mare. În momentul în care îți recunoști greșeala, primul lucru este că încerci să corectezi și să afli de ce ai greșit. Iar în momentul în care nu îți recunoști greșeala, primul lucru pe care faci, încerci să convingi pe alții că ei sunt greșiți și nu tu prin faptul că ai greșit. Da. Asta înseamnă neasumare. Da, dragii mei, sunt un tip asumat, un tip care accept criticile constructive, pe cele destructive nu mă interesează. Sunt un tip care am învățat în 2023 sau la începutul lui 2024 că a iubi este un câștig. Da. Și mulțumesc acestui om, da, care m-a învățat acest lucru privitor la YouTube și așa mai departe. Bun, dragii mei, toate acestea fiind spuse, mai frumos este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. O zi bună tuturor!